Abia săptămâna viitoare, autoritățile locale din Sadu vor primi un răspuns de la Ministerul Sănătății, prin care vor afla dacă ministrul este de acord sau nu cu preluarea unității spitalicești de la Sadu către Spitalul Județean din Târgu Jiu. În cazul în care nu va primi aviz favorabil, primarul din Bumbești-Jiu este decis să facă apel la instanță. A contesta actele normative, pentru este datoria noastră și legală și morală să facem aceste demersuri pentru a păstra această unitate spitalicească din motivațiile pe care vi le-am amintit. Și nu sunt lipsite de importanță. Acționați în instanță ministerul dacă nu primiți... Da, după ce voi consulta Consiliul Local, pentru că este organul deliberativ, probabil și mulți colegi din țară au făcut lucrul acesta. Dar, înainte de toate, vom aștepta răspunsul pe care vi l-am amintit. Domnul ministru, trebuie să dea decât un aviz. Până atunci, la spitalul de la Bumbești-Jiu s-au închis porțile, iar pacienții au fost externați. În timp ce cadrele medicale au fost redistribuite către alte unități spitalicești din Gorj, 18 angajați, personal auxiliar, au rămas fără locuri de muncă. În contextul în care discutăm la Bumbești-Jiu, cu toate că s-a reușit redistribuirea personalului medico-sanitar, există totuși 18 oameni care, la momentul de față, n-au alternativă în ceea ce privește existența zilei de mâine. Edilul din Bumbești-Jiu susține că în ultimii 2 ani la unitatea spitalicească din localitate s-au investit numai puțin de 50 de miliarde de lei în reabilitarea clădirii și în aparatura achiziționată.